O altă mare boacă a guvernului, ordonanța 114, care, după ce a făcut țăndări și sistem bancar și IT, a ajuns cu efectele, inclusiv la implementarea mult lăudatelor programe de dezvoltare, PNDL și așa mai departe. Fiindcă toate autoritățile locale au avut încheiate niște contracte, că au fost pe PNDL, că au fost pe fonduri europene sau din surse proprii, numai că ordonanța a venit și a modificat câteva lucruri. Pe de o parte, salariile în construcții, salariul minim, a crescut la 3.000 de lei. Este evident că au ieșit toate firmele din grila cu care au câștigat licitațiile respective. Pe de altă parte, acea prevedere prin care se actualizează prețul la materiile prime. Între timp, un nou guvern a uitat să dea normele. De când, cum și așa mai departe. Astfel încât nicio firmă nu mai factorează că nu știe cum să factoreze pe noile reglementări, dar unde se spune clar că trebuie să vină normele. Autoritățile locale nu pot să plătească că dacă nu plătesc conform contractului și vin cu actualizări, nu știu în ce măsură se pot face actualizările și vine apoi Curtea de Conturi și impută sumele, eu când ieșind din contractul inițial, cu care și la județul Brăila este un blocaj total în ceea ce înseamnă implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală. Nu se mai mișcă nimic pe nicăieri, toată lumea așteaptă. Problema e că așteaptă de vreo 6 luni, 5 luni. E vremea frumoasă, se putea lucra. Nu știu dacă este vorba de incompetență, dacă este vorba de prostie, sau pur și simplu este un calcul foarte, foarte deștept, cu ghilimele sau fără, prin care se blochează cheltuirea unor bani care nu există. Și atunci, noi avem, PNDL-ul este alimentat, sunt bani, dar nu lucrează constructorii, nu lucrează primarii, nu lucrează nu știu cine, oricine altcineva. Ca și la buget, când după ce a fost votat bugetul, știți foarte bine că la nivel local, toate OAT-urile, Consiliul Județean, a așteptat încă o lună după votarea bugetului, fiindcă Ministerul de Finanțe pur și simplu nu a făcut trimestrializarea, să trimită eșalonarea cheltuielilor pe trimestru. Și a stat o lună de zile Consiliul Județean, așteptând ca un nou guvernul să se dea jos din față să facă și acest lucru pe care trebuie să o facă odată cu bugetul.